Bun găsit! Unul din drepturile mult clamate astăzi este dreptul la avort. Cei care îl susțin, propovăduiesc faptul că ce se află în pântecul femeii nu ar fi o ființă umană. Pentru a afla răspuns la întrebarea dacă ce se află în pântecul femeii este o ființă umană, stăm de vorbă la întrebări complicate, răspunsuri adecvate, cu David Goran, doctor în teologie și pastor al Bisericii Sfânta Treime din Alba Iulia. Putem afirma că viața începe în momentul conceperii? Da, categoric. Din punct de vedere al scripturii, ea atribuie valoare ființei umane încă din momentul conceperii. Și aș menționa trei mari aspecte sau trei mari modalități în care Biblia accentuează acest lucru. Unul dintre ele este faptul surprinzător că în legislația biblică nu avem porunci sau legi care să condamne într-un mod direct avortul premeditat. Practic era de neconceput pentru o femeie care provenea dintre evrei să recurgă la avort. Singura legislație pe care o avem este însă unui avort accidental. Așa cum este textul din Exod 21 în care doi oameni aflați într-un conflict lovesc în mod accidental o femeie însărcinată. În urma loviturii se declanșează nașterea sau avortul acesta? Ei bine, textul spune că în momentul în care, în urma acelei răni, acelei lovituri, se întâmplă o nenorocire, fără să se precizeze exact dacă este vorba asupra mamei sau asupra fătului, atunci cei vinovați de lovitură vor trebui să plătească viață pentru viață, ochi pentru ochi. Dacă Biblia condamna așadar un avort care nu este intenționat, nu e făcut premeditat, cu atât mai mult putem să deducem de aici faptul că orice avort cu bună știință este condamnat. Apoi aș preciza un al doilea mod în care Biblia atribuie valoare ființei umane încă de la concepere și e vorba despre terminologia pe care o folosește. Folosind atât în Vechiul Testament, cât și în Noul, cuvinte, termeni care sunt atribuiți atât unui copil din momentul concepției, cât uneori pentru un copil aflat în primii ani de viață sau chiar pentru un adult, folosind același termen. Și voi specifica doar unul din cuvinte în Noul Testament. Evanghelistul Luca folosește cuvântul copil, echivalentul grecesc brefos, atunci când Elisabeta o vizitează pe Maria. Știm remarca ei, când uh, am auzit, uh, da, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Cuvântul este acolo brefos, este vorba despre uh, un făt, așadar, aflat în evoluție. Dar același cuvânt este folosit uh, un capitol mai târziu, în momentul în care păstorii vizitează pe pruncul Isus nou-născut. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc și aici în spatele cuvântului "prung", în limbajul grecesc, în vocabularul grecesc este exact același termen. Apoi Luca din nou folosește același cuvânt în momentul în care copiii sunt aduși de către părinți la binecuvântare. În momentul în care ucenicii își ceartă părinții, îi ceartă pe părinți, iar Hristos spune, lăsați copiii să vină la mine, căci împărăția celor este a unora ca ei. Și din nou, în al doilea volum al lucrării sale, în fapte, Luca folosește același cuvânt când face referire la porunca pe care o dăduse faraon, de a fi necați toți copiii din Egipt. Iar al treilea mod în care Biblia subliniază valoarea ființei umane încă din momentul conceperii, este prin a atribui valoare morală, personalitate fătului, chiar din momentul conceperii și aș aduce în discuție texte așa cum sunt cele precizate de David în psalmi, uh, sunt născut în păcat sau în elegire și în păcat m-a conceput mama mea, în sensul că din momentul conceperii el avea un statut uh, moral înaintea lui Dumnezeu și se vedea ca vinovat. Uh, de asemenea, observăm implicarea lui Dumnezeu în chemarea lui Ieremia, spre exemplu, în primul capitol, înainte să te fi întocmit tu în pântecele cele mame tale, te cunoșteam, deci o relație personală și, atât chiar și o relație vocațională cu Dumnezeu, și te pusem deoparte ca proroc al neamurilor. Și sigur, texte poetice, așa cum se găsește în cartea Iov, în care Iov, în aceeași unitate textuală, ceea ce afirmă în prima parte, da, ce s-a născut în ziua aceea, să fie blestemată ziua în care m-am născut. Dar în a doua parte a versetului spune despre momentul conceperii. Deci momentul conceperii este văzut ca fiind identic din punct de vedere al valorii, al dezvoltării umane, ca în momentul nașterii sau după naștere. Prin urmare, Biblia atribuie viață încă din momentul conceperii, când vorbim despre fătul aflat în pântecele femeii. Suntem chemați la viață și să înțelegem potențialitatea ei încă de la începutul acesteia.